Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video să discutăm despre coborârea suspensiei, în particular despre suspensia spate. În cazul nostru este vorba de un amortizor VP, dar această procedură se poate folosi la majoritatea amortizoarelor, fie că e vorba de chim, fie că e vorba de altceva. Singura diferență poate să fie la diametrul lui. Este vorba de ceva foarte simplu, ușor de făcut și cu un cost foarte mic. Este cam cea mai low budget soluție pentru coborârea suspensiei. Și teoretic ar trebui să coborâm suspensia cu 3 cm. Deci este vorba... Este vorba despre această bucșă. Este o bucșă de aluminiu. Așa. Este din două bucăți. Are acest o-ring care o ține împreună. Și această bucșă se pune în partea din exterior. Deci o să vină aici. Bine, după ce desfacem capacul acesta pe care îl vedeți, se va pune această bucșă. Deci vă spun că este destul de simplu și eficient, au mai pus foarte mulți băieți și v-am spus, se poate pune la majoritatea amortizoarelor. Acum o să măsurăm exact să vedem cât va coborâ. Avem aici un semn pe aripa spate, vom măsura prima oară pe standard și apoi și jos, să vedem ce rezultate vom obține. Ok, deci am măsurat de aici de pe buză până la semnul de pe aripă și avem 63. Ok, asta este pe standard, o dăm și jos de pe standard. Ok, acum dată jos avem 59,5. Da? Și o să instalăm bucșa să vedem ce rezultate vom obține. Ok, pentru a începe desfacem amortizorul. În cazul nostru este vorba de o tubulară de 13. Desfacem atât șurubul de jos cât și cel de sus. Și la fel și la cel de jos. Puțin roata ca să putem să scoatem mai ușor șurubul. Așa, cel de jos l-am scos. Scoatem și pe cel de sus. Ok. Șuruburile nu sunt diferite, deci nu vă faceți probleme dacă le încurcați. Și acum scoatem ușor amortizorul. Așa. Acesta este. Și mergem cu el la bancă. Ok, acum vom slăbi șurubul care strânge arcul. De fapt, este o piuliță. Slăbim prima oară șurubul care este de siguranță. În cazul nostru avem aici un șurub cu imbus. Așa, odată slăbit, vom începe să slăbim cu această cheie specială. În cazul în care nu aveți această cheie specială, puteți cu o șurubeniță sau cu o dăltiță să loviți ușor în aceste locașuri și veți obține același lucru. Ok, slăbim acum. Ca să meargă mai ușor, puteți să dați cu un VD. Ok. L-am slăbit. Așa, curățăm bine în partea de sus dacă este nevoie, în cazul nostru este curat, nu este nicio mizerie. Ok,
ne lăsăm pe această șaibă ca să avem acces la siguranță. Cu ajutorul unei șurubenițe o îndepărtăm ușor. Așa. Punem deoparte. Scoatem și această șaibă. Scoatem arcul. Vă recomand să-l scoateți și să-l puneți în poziția în care o să-l băgați înapoi. Deci exact cum a fost. Unele au arcul diferit. Așa, și am ajuns la capacul despre care vă povesteam, sub care o să vină această bucșă. Acum, pentru a desface acest capac, trebuie să batem ușor de jos în sus ca să-l desfacem. De jur împrejur. Ar trebui să iasă destul de ușor. Gata. Acum, partea ușoară s-a terminat. Acum curățăm foarte bine aici pentru ca să nu cadă mizeria înăuntru. Avem un simeringul acesta de praf. Suflăm bine și dăm cu un spray de curățare. Este destul de curat. Așa. Acum ridicăm și simeringul acesta. Să ne ajutăm de o șurubeniță și ridicăm pe toate. Puteți să prindeți și cu un colier zip ca să fiți sigur că nu va cădea. Așa, apoi avem nevoie de această presă. Este presa făcută de un prieten, mi-a împrumutat-o și mie. Pentru a presa această bucșă. Așa, aici va veni bucșa de care vă vorbeam, dar, după cum vedeți, acolo avem o siguranță, dar noi trebuie să împingem bucșa în jos ca să ne permită să băgăm bucșa noastră, aceasta, în acest locaj, deci aceasta va trebui împinsă. Aceasta are cam un centimetru și un pic, deci va trebui împinsă mai mult în jos ca să putem să băgăm această bucșă. Și de aceea avem nevoie de această presă care vine prinsă aici și presăm întreg ansamblu ca să nu pierdem nici ulei, nici gazul, nici nitrogenul și să nu facem nici mizerie. Ok, acum înainte să fixăm presa, o să punem acest inel, ca apoi nu o să mai putem. Da. Și acum putem să fixăm presa. Ok, am poziționat presa, acum vom merge cu ambele în același timp. Ok, pentru că tija era foarte subțire, am decis să-i mai pun două tige mai groase. Presa nu este finală, dar ne facem treaba. După cum observați, a început să coboare. O tură la 1, o tură la 1. Nu știu dacă se vede foarte bine, dar a început să coboare. Se observă și un pic de ulei, dar nu este niciun fel de problemă. Este foarte, foarte puțin și a început să coboare. Acum continuăm.
cred că cam așa este suficient. Să vină mai bine să vedeți cât a coborât. Deci a coborât destul de mult. Să încercăm să punem bucșa. Bucșa are un număr pentru siguranță. Prima oară îi facem proba să știm că am împins suficient. Acum să-i punem și elasticul și tot. O să scoatem siguranța. Dar mai întâi vreau să-i facem proba. Nu pot să bag cu siguranța, deci o scoate siguranța. Și la mine e prima oară când fac asta, nu am mai făcut. Scoatem siguranța. Siguranța trebuie să o scoatem ușor, să nu zgâriem. Cu siguranța. Să o lăsăm aici, să o putem să o îndepărtăm. Da, bucșa pare în regulă, deci e suficient. E suficient cât am coborât. Putem să formăm bucșa și să punem O-ringul. Am spus doar să lucrați cu grijă, să nu zgâriați marginea, pentru că cilindrul acesta este cel pe care etanșează amortizorul. Zgâriat o să pierdeți ulei. Da, bucșa și nu pot să o mai scot. Se învârte. Nu vrea, vom folosi cealaltă variantă. Ok, am reușit să o scoatem. Așa. Acum, ca să fiți sigur că nu aveți nimic aici, o să suflăm puțin. Acum puțin ulei, o să ținem un șervețel ca să nu stropim peste tot. În regulă. Acum. Bucșa, cum am spus, cu șanțul pentru siguranță în sus. Nu avem loc pentru că este presa prea la fix făcută. Deci vom slăbi puțin presa, apoi vom presa din nou ca să punem siguranțele. Thank you.
este la locul lui. Așa, cu buza în sus. Formăm bucșa, închis bine, ok. Vin cu o-ringul care o ține. Da, a venit perfect. Acum o coborăm ușor în jos. Da, este în regulă, presăm ușor, uniform. Trebuie peste tot în același timp, pentru că altfel va merge într-o parte și nu o să intre. A intrat, a intrat, e regulă. Ok, acum presăm la loc, așa mai poate coborâ. Da. Trebuie să mai presăm? Nu, nu, ba da, foarte puțin mai trebuie să presăm ca să putem să băgăm siguranța. Haideți să vă arăt. Cum arată. Da, pare că a trecut de siguranță. Vom încerca să băgăm siguranța. La fel o curățăm bine. Aceasta nu are nicio poziție, e doar canalul ei unde intră. Perfect, a intrat pe poziție. Deci vă mai arăt o singură dată și apoi desfacem presa și am terminat. Așa arată, să și luminăm. Așa arată siguranța intrată la locul ei, pe canal, de jur împrejur. Acum vom elibera presa ușor și bucșa va veni pe poziție. Gata, acestea s-au slăbit. Pe acestea. Ok. Coborăm simeringul, punem la loc. E cam așa arată înainte să punem capacul. Punem capacul ușor. Gata. Arcul, aceeași poziție în care l-am scos. Da, trebuie să mai desfiletăm. Gata. Punem siguranța.
substanță. Îl tensionăm și îl montăm să vedem ce am obținut. Ok, am curățat șuruburile de Loctite vechi. O să punem amortizorul, să punem Loctite. Apropiem șurubul, iar acesta apoi se strânge la 80 Nm. La fel și în partea de jos. Strângem și vedem ce am realizat, la cât am ajuns. Cu cât am reușit să coborâm motocicleta. Ok, acum o să dăm jos de pe stander, să comprimăm de 2-3 ori, să vedem. Ok, acum o să și măsurăm, să vedem ce am rezolvat. Ok, deci avem un 60 pe stander, da? Și o să o dăm și jos de pe stander să vedem, deci a coborât cu 3 cm, deci este foarte bine exact cât scria că o să coboare. Ok, și fără stander avem un 56,5, da, este în limită cât scrie în manual. Este perfect, deci am coborât tot 3 cm doar cu acea bucșă, care v-am spus este ceva ieftin și după cum ați văzut destul de ușor de pus, este acolo înăuntru, acum este capacul, nu se vede. Cam asta a fost, vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru, iar dacă aveți ceva întrebări, ceva sugestii, vă așteptăm în secțiunea de comentarii. Mulțumim! We'll be right back.